Nu plouă, să putem avea panoramă superbă asupra vârfului Marmolada. Ar fi păcat să... Sunt puțin răcit, sper să nu... Sper să pot continua orice s-ar întâmpla. Kilometri de ascensiune, sunt la jumătatea lui. M-a rupt ploaia. De două ore plouă în continuu, sunt tare, Pantani Carpatibus, aia! Oh, yeah! O zi încărcată de dramatism, poate cea mai dramatică de până acum în tur. Plouă de 4 ore și iar de 2 ore pedalez în continuu vreo 12 km de serpentine am băgat până aici. Mai am încă vreo 11 până am... Yes! Din păcate plouă de 5 ore și n-are de gând să se oprească. Toate ainele mis, ude. O zi dramatică, într-adevăr. Am și eu să plec să fac pasul ore, din nou o serie de ploaie, de 5 ore plouă în continuu. Când eram copil, citeam povești cu gnomii din Alpi. Visam să ajung în acești munți excepționali și să mă întâlnesc cu minunatele ființe. De data asta se pare că visul mi s-a împlinit, dar gnomii au fost obraznici azi, aducându-mi interminabilă ploaie. De n-am mai putut să mă bucur de celebru 4 ore. Plouă de vreo 6 ore, m-am nenorocit. Tot la gnomii e speranța să îmbunească natura desfățuită. Haideți, scumpilor. O vorbă bună și un gând curat. Uite-l și pe Patrocle din Dumbrava minunată. Și încă plouă, oh! Tristă-ți într-un decor admirabil. Personaj antic care a traversat Alpii în urmă cu peste 2000 de ani. Eu la fel sunt într-o aventură deosebită, la aproape 8 seara și mă încumet să fac pasul role, deși mai am vreo 8 km de ascensiune până 10 grade. Iar s-ar putea din nou să dea cu ploaia care m-a plouat toată ziua. Oh, yeah. Dar voi învinge. Ne aflăm la cel mai important pas de până acum, făcut în condiții deosebit de dificile, pe o vreme ploioasă, nu sunt mai mult de 8 grade în atmosferă, cu 600 de metri mai jos, la stațiunea San Martino, erau 10 grade, deci de minute de două cumpene grele unde era să-mi pierd viața. La doar 20 de metri de mine am văzut o haită de lupi care treceau în viteză. Erau negri. După aia m-am întors și am băgat o viteză mortală. Am prins 80 de grade. Am prins 80 de grade pe o pantă, pe ploaia asta, la 8 grade Celsius. Și nu am mai prins frânele. Era să rup frânele, atât de tare am tras de ele până să frânez ca să nu
intru într-un stil. Fantastic. Nu pot să cred că te-a trecut. Mulțumesc ție, Doamne. Fantastic. Ce-am pățit prin a... Ruga mea fierbinte și mulțumirea mea la Fecioara Maria se pare că mi-a fost ascultată. Mulțumesc din suflet. A doua zi am azi, adică după ziua de Cosmade, am parte de o zi magnifică în care pot să contemplu cei mai frumoși munți din lume, Dolomiții. Parson Valles, peste 2000 de metri altitudine. O zi splendidă și un câine super. Cuțu, iuho, ce... Opa, cred că vrea să ne, să ne mănânce. Cuțu, ce faci, băi? O să... Wow, ce frumos! Ei, ce mare! Acum avem coborârea spre față.